Doamnelor și domnilor, pentru prima dată pe anul ăsta, cel puțin pentru mine, pantaloni scurți! Toată lumea la pantaloni scurți și bluză cu mânecă lungă, asta e o combinație așa de nici prea frig, nici prea cald. Suntem pregătiți să ieșim la o plimbărică, o așteptăm pe Ela să vină și ea. Și ne bucurăm de ziua asta frumoasă de duminică, sper că și voi aveți o zi și un weekend minunat și un început de săptămână mirobolant! Așa, Ela? Pregătită de plimbare? Tot la pantalon scurt și mânecă lungă, doar că el are combinația asta cu ghetele alea care... Nu mă bag eu peste fashion-ul ei, dar... Not for me! Ia vină mai să te văd eu așa cum ești tu, cu ochelarii, cu gentuța, facem o piruetă... Stai să vedeți și picioarele, că și alea luaseră poziție de... Gata! Perfect! Vă arată care și beculețe, nu prea se văd pentru că e lumina afară, dar trebuie să o credeți pe cuvânt. Fuga la poartă! Și tu? Fashion, frumos! Săculețul de gunoi! Funny, funny! Dar cine a început ziua cel mai bine cu o plimbărică pe motocicletă? Am plecat și noi de 10 minute de acasă. Și au obosit drăguța. Măcar au obosit cu view așa. Și mi-a zis foarte drăguț: tati, mă iei un pic în brațe. Dar i-am zis că nu, că eu sunt un tată rău, cum s-ar zice. Hai, pauză 2 minute aici și pe aia ne continuăm mersul. Gata, am reușit să ajungem la băncuța la umbră. S-a luat înghețată. Ce înghețată ai aici? De sprinkler. De sprinkles. Este înghețată bubblegum cu bombonele. Pepsic pentru mine, am zis că nu mai iau cafea. Cafea pentru Ela. Iar dacă nu e Eva cu noi, am luat pentru mine niște chipsulețe de-astea. Long chips. Ia, vedeți ce distracție pe Eliza în sfârșit. Se poate juca cu jucăria asta. A luat-o Ela și data trecută, doar că... Da. N-avea baterii. N-aveam baterii și nici n-aveam cum să deschidem. Hai, mai fă o dată. Wow! Asta o să ne dea 5-10 minute de liniște să ne savurăm chipsurile, cred, cafelele, pepsiurile. Bateriile o să țină mai mult decât lichidul ăla, cred. Ce vrei, mă? Iar vrei în brațe? Iar ai obosit? Da. Păi tu ai zis să venim în parc până la locul de joacă. Da, vrei să-ți păstrezi energia pentru locul de joacă? Da. Vrea să stea pe băncuță să se uite la locul de joacă. Nu, vreau să mă... Voi stați pe băncuță să noi joc. Stăm pe băncuță și tu te joci, am înțeles. Da. S-a mâncat înghețată, s-a mâncat acadea, s-a mâncat, s-a băut tot. Dăm o tură pe aici prin parc. O tură, da. Să vedem câtă energie ai tu pentru joacă. După aia mergem acasă. Și după aia mergem să luăm pe Eva de la bunici. Când eram noi mici și ne plimbam prin el. Chiar era cam frică să te plimbi prin el. Exact. Când eram noi mici. Da, mă gândeam și eu. Acum arată bine. Acum e totul pis. Să fie alegeri în fiecare an. Frumos. Ca să arate totul din ce în ce mai repede bine. Opa! Unde ai găsit lopețica aia? E acolo. Bine. Ai grijă să nu-ți dai nisip în ochi. Da. Direct. Nu, nu, nu! Tu cum poți să stai aici în soare, mă? Cu greu să știi, abia apă. Bă, da, deci la umbră e răcoare și la soare mor de cald. Nu, direct, la umbră e bine. E direct de plajă, erau oameni pe plajă, erau oameni în apă. Dar eu nu înțeleg cum funcționează temperatura. Deci toată săptămâna e bune. A lipsit la orele de fizică. Deci, toată săptămâna au fost 21, 22 de grade, chiar și 23 într-o zi. N-a fost niciodată așa cald ca acum. Nu înțeleg. Am băgat vreo 5 corcodușe, 2 verzi și 3 roșii. Verde. Oricum aș muta undeva la umbră. Nu cu mânuța, dă-te să-l învârt să cadă de aici. Ajutați-mă și pe mine cu un bănuț. Trebuie să vii cu scaunelul de acasă. Da. Ce, nu mai vezi pe Eliza de mine? Da, nu mai vedeam, dar o văd acum. Ți-a intrat nisip în pantofi? În pantofi? Doar în pantofi? Eu cred că ți-a intrat peste tot la cum l-ai aruncat. Uite ce drăguțe.
Like mother, like daughter. Like daughter, like mother. Mamă, cum are piciorul fierbinte. Fierbinte. Arde, arde, frigetare. Piciorușul de la mare. Glume de Constanța. Data viitoare să ne luăm o păturică. Am văzut niște oameni care stau pe iarbă așa frumos pe păturică. A, dar știi ce am acasă? Un hamac de la care se face foarte micuț așa și legi de doi copăcei. E prea complicat. Nu e complicat, foarte simplu se prinde. Uite acolo doi copaci frumos, bam, creier. Data viitoare luăm hamac. Gata, se dă înapoi spre casă. Fiecare cară câte ceva. Eu mă bucur că a nimerit gentuța la mine. Dar este ora ei de nani. Și astăzi o să sară peste nani și o înțelegem că este un pic obosită. Plus că s-a jucat, a mers destul și a făcut mișcarea pe ziua de azi. Doamnelor și domnilor, uitați-vă la ea. Mai are unul la viață. Nu mai poate, a cărat-o și el, am brațe o grămadă din drum. A zis că vrea să ajungă acasă să doarmă pe canapea. S-a îndeplinit visul, gata. Ia uite-o. Se târăște până la canapea. Nu mai poate. Mi-e somn. Vreau să dorm. De ce nu dormi tu dimineața și ne trezești la 6? Pentru că mi-e somn. Ce somn? Acum ce somn în loc să-ți fie dimineața somn? Trebuie să facem cumva să schimbăm acest program. Poate reușim în weekend. Acum când plecăm de 1 iunie trebuie să-i facem program de copil mare. Să doarmă noaptea. Vacanță. Da, dar nu vezi cum e? Că cine stă socare în brață prin toată, nu zicem, încă orașul, țara? Când nu o să mai doarmă la prânz atât de mult, o să fie somn noaptea și să doarmă mai mult, nu? Da, trebuie ziua aia, o zi, două, în care să ne luptăm cu somnul de la prânz. Stai că trebuie să descalzi mândra. S-a dat jos de pe cal. Stai că te trag cu tocul ăla. Vrea și ea să ajute, mă. Hai. Stai, nu așa. De aici, de călcâi, de aici. De aici, da. Hai, tragem amândoi. Gata, a reușit. Vezi că e murdar. Pune-l frumos acolo lângă. Gata, i-a trecut și somnul. A dat ultima suflare, a dat-o pe cizma asta. Stăm un pic și mergem, că ne așteaptă bunicii cu grătărelul. Ajungem acum la bunici. Se rezistă eroic acolo în spate. Dacă stăteau bunicii puțin mai departe, sigur se băga somn. Dar facem un pic de nani pe canapea acolo la bunici, bine? Că tu ai apăpat ciorbică? Da. Ia apăpat ciorbică. Cât păpăm noi ciorbica, faci un pic de nani, ok? Da. Dacă mi-o foame și mi-e dor de vuța, dar nu mai pot. Uite cum stă la ușă, crede că nu o văd. Te văd prin geam, te văd prin geam că-mi ții ușa. Ce faci, frumusețe? Mi-a fost dor de tine. Oh! Copilul mare și bun. Ai pupat? Da. Mi-ai păstrat și mie sau ai mâncat tot? Mi-a păstrat, perfect. Bă, uite-mă că am prins soarele. E bine, doar că sunt așa până aici. De aici în jos nu mai sunt. Trebuie să mergem să facem un pic de bronz. Da, poate weekendul viitor, de fapt nu, că weekendul viitor plec după aia. Ce? Doamne, cu greu mai e de aici. Vacanță frumoasă. Viși mulți, distracție plăcută. Pupicei, mulțumim. Limbare plăcută, bună, lungă. La revedere, papa. Papa, somnușor. La revedere. Doamne, de o oră. De o oră plecăm, cam atât durează de fiecare dată să plecăm, o oră, se oprește și în hol, se oprește și în curte, se oprește și în fața casei. Și în ușa de la portiera de la mașină. Nu v-am mai filmat fripturi mici și toate alea, vă pun aici un pic așa de desert, să vă curgă un pic de băluță. Și vi-l arăt și pe drăguțul ăsta mic din spate, care toată vizita la bunici s-a dormit pe canapea, dar măcar n-a mai făcut toanele de copil de somnoros. A fost bine copii? Da. A fost bine soție? Da. Acasă toată lumea, formulă completă. Mâine școală și grădiniță, poi mâine serbare. Uhu, abia așteptăm, dar mai întâi azi ne oprim la farmacie. Bine că mi-am adus aminte, trebuie să ne
asigurăm că n-are nimeni nicio boală, nimic. Și să ne dea ceva pentru gât răgușeală, copii. Da. Eva e un pic răgușită, Eliza e un pic cu năsucul, eu la fel sunt un pic cu năsucul. Better safe than sorry. Hai că ceva ce nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp era să mă duc să mă culc și să uit să închid video-ul de astăzi. Încep prin a vă spune că m-am testat și eu și Eva pentru streptococ și nu mai știu ce chestii mai erau pe testul ăla. Veste bună, am ieșit amândoi negativ, Eliza nu a vrut. Trebuia să-i bag un bețigaș din ăla pe gât, să-i iau din gât de acolo ca să testăm. Tot ce sper e să nu ia de la școală sau de la grădiniță vreuna din ele ceva până plecăm. Oricum sunt rezistente și orice boală au avut până acum, au avut niște variante ușoare și totuși sper să nu se lipească de vreunul din noi ceva acum când trebuie să plecăm. Cam asta a fost cu video de astăzi, ca de fiecare dată vă mulțumesc că vă uitați la noi. Ne vedem jos în comentarii, băgați un like, cu respect, povu, pleacă la somn.